Bine v-am găsit, dragii mei! Discutăm despre alchimia energiei sexuale, puterea transformatoare a energiei sexuale, natura sălbatică și volatilă a acestei energii, pentru că dragostea este conexiunea umană dincolo de atracția biologică, iar vibrarea la unison, erotismul înălțător, activează o explozie de compuși neurochimici a iubirii, precum dopamina, serotonina, hormonul fericirii, oxitocina, hormonul iubirii și atașamentului, ce stimulează apropierea dintre oameni, susține atracția sexuală și este elementul fiziologic care ne face umani. Dopamina alături de oxitocină sunt responsabile pentru crearea acestor legături emoționale și romantice. Serotonina intervine în reglarea stării de spirit, reglează apetitul sexual și menține echilibrul psihic. Mergem către creierul omului îndrăgostit, cel care este cel mai implicat organ în iubirea romantică, și întâlnim niveluri ridicate ale dopaminei și niveluri scăzute de serotonină, generate de gândirea intensă și obsesivă la celălalt. Sunt asociate cu plăcerea, cu starea de bine. Iubirea romantică poate dezactiva căile neuronale, dar poate și stimula zonele cerebrale, asociate cu grija și ajutorul oferit celuilalt. Toți hormonii și neurotransmițătorii colaborează în etapele iubirii romantice. Sentimentul de pace, stabilitate, resimțit alături de partener. Este un sistem interconectat. Și parcurgem această neuromagistică a dragostei. Dragii mei, dragostea este un întreg proces mental, emoțional și erotico-sexual. Cei capabili de a diferenția stările, trăirile, o gamă variată de sentimente, ating cel mai împlinitoare senzație pe care o poate oferi iubirea. Desigur, dacă există ingredientele sănătoase și necesare unei legături emoționale și fizice. Tantra în cuplu ne vorbește despre iubire și sexualitate, dar iubirea și sexualitatea pură, fără acțiuni tribale și impurități. Actul amoros implică sentiment unificator de tandrețe, legea ale iubirii și lecția iubirii tantrice, care ne vorbește despre iubirea, ce este energie, uniunea cu sinele tău și cu ființa iubită. Emoția erotică ne înalță, focul prin care trebuie să treci dacă vrei iubire, iar un om plin de frică nu va cunoaște niciodată gustul dulce al iubirii. Tantra este o meditație în doi, unirea dintre principiile masculine și feminine, mijlocul de a face să vibreze la unison, corpul, sufletul și conștiința celor doi. Arta de a trăi intens fiecare clipă a vieții. Nu este un curs de educație sexuală, este o relaxare a minții și a inimii, acceptarea totală a ceea ce se petrece. Determină deschiderea sufletului. Două ființe trăiesc o relație de iubire autentică și întâlnim anumite principii și tehnici spirituale ale apropierii față de persoanele de sex opus. Iar aici ne referim la farmecul personal, iubirea care se trezește în inima noastră, reguli utile pentru care să salveze energia vieții și să nu o risipești pe fleacuri. Dragostea și sexualitatea alături Bine de v-am ființa găsit, dragii iubită mei! Discutăm reprezintă despre sursa de vitalitate și fericire. Asta dacă știm să ne menținem și să ne dirijăm controlul energiei sexuale, pentru că sexualitatea poate deveni o problemă în momentul în care se degradează, apar excese și apare exploatarea, ce produce starea de inerție mentală și scăderea nivelului de vibrație. Dragii mei, refuzați orice presiune forțată, exercitată, în intimitatea asupra dumneavoastră. Refuzați tot ce vă insultă sufletul și vă dizolvă integritatea în fața unui obiect al iubirii. Sexualitatea nu reprezintă cerințe sexuale și deviații sexuale. Nu susține lucrurile tribale și impuritățile. Iar dacă ambii parteneri sunt capabili de a-și deschide mintea, inima și trupul, atunci se declanșează o fuziune de trăiri înălțătoare și ating armonia unui cuplu tantric, ce înseamnă o cale de mijloc și o contopire între principiile feminine și principiile masculine. Corpul și sufletul ajung la unison, acceptarea totală. Două ființe care trăiesc o relație de iubire autentică. Nu uitați, onorați-vă și respectați-vă sexualitatea, echilibrați energia feminină și masculină din voi. Sexul tantric are ca scop obținerea orgasmului inimii, apoi pe cel sexual. Vă dau un sfat. Excitați-vă partenerul mental, emoțional, apoi sexual.